despre oameni cu amprentă azi, despre oameni care nu sunt doar ființe într-o moarte, ci și într-o mântuire și veșnicie, pentru că sunt convinsă că invitatul de astăzi, nu numai prin ceea ce poartă cu sine, nu numai prin ceea ce dăruiește, dar și cum simte și înțelege să transmită, este dincolo de granițele artistice obișnuite. Ambasador cultural al României, doctor în muzică, doctor honoris causa, profesor asociat de etnomuzicologie, realizator premiat al unor emisiuni de referință de peste 16 ani, este primul muzician român care a cântat pe scenă cu artiști tradiționali din Siria, Armenia, Iran, Pakistan, Tibet, India. Mulți oameni se întreabă dacă valorile trecutului vor rezista în avatarurile mileniului 3. Astăzi, prezentul este hodorogit, vătămat de trecut, este umil, neînsemnat și nevoiaș. Prezentul este ținut în derută, este rătăcit. Raportarea permanent la trecut a devenit un clișeu. Este adevărat că reprezintă și o modalitate de venerare a strămoșilor, dar nu trebuie să invocăm tot timpul moaștele trecutului. Nu-i grija mea ce se întâmplă cu trecutul. Eu trebuie să trăiesc prezentul horind. Ai dat cu dor și necăjit de-ai. Ai, da mândruță de la pușanu, dai. Ei, da nu-mi trimite atât alianu, dai. Ei, dacă ți da la sărăcie, dai. Da, da și mi-ți mândruță mie. Grigore Leșe este poate singurul azi care duce lupta cu un prezent perisabil și permisiv, încercând să aducă tradiționalul și autenticul în conștiința generațiilor noi. Urcă pe scenă în încercarea de a transmite mai departe taina dorului românesc, chiar dacă de cele mai multe ori publicul din străinătate este poate mai receptiv decât cel de aici. Cântecele sale sunt ziditoare de suflet, sunt leac pentru toate dorurile ce pot încăpea într-un dor de țară, de iubire, de trecut, de Dumnezeu. Muzica sa pare să își are originile în rai, coborând de acolo strămoșii noștri pentru a ne picura în suflete semințele unui dor tainic, un dor de rădăcini și de identitate. Care este povestea drumului acestuia inițiatic parcurs până acum, domnule profesor? Mulțumesc pentru invitație. Sunt încântat, n-am fost niciodată la Etno TV. Cu atât mai mult apreciem, este un privilegiu să vă avem. Trebuie să mă hotărăsc să vin, să mă aflu locul aici și să pot să spun o poveste coerentă. S-au spus multe cuvinte. S-a vorbit despre rai, s-a vorbit despre dor, s-a vorbit despre jale. S-ar vorbi de toate. Eu sunt un biet om pe această lume. Dacă mă întreabă cineva de ce orești și când spun horit, la noi, în Maramureș, dar nu numai în Maramureș, înspre Bihor, la cântai se zice a hori. De unde vine acest horit? Din horosul grecesc. E foarte simplu. În alte zone se spunea cânta. Altul zice, mă, cântă de jele. În altă zonă zice, cântă de năcaz. De ce horesc eu pe lumea asta? Să mă audă Dumnezeu. Horile mele sunt, se aseamănă cu icoanele. Sunt icoane. Sunt icoane. Eu prin horile acestea mi-arăt sufletul, îmi deschid baierile inimii și mă stâmpăr. Mă tămăduiesc, cum spun oamenii. Sunt pe lumea asta, sunt hori populare, cântece populare, cântece tradiționale și cântece folclorice. Pe unde îl încadrăm pe Leșe? Ce și-a asumat Leșe pe lumea aceasta? Mi-am asumat să promovez
muzicile profunde. Să spun o poveste. Când spui o poveste, când te urci pe scenă, aici vorbim de scenă, aici nu vorbim de nunți, aici nu vorbim de chefuri, nu vorbim de divertismentul facil, aici vorbim de scenă. Eu m-am angajat în asta. Așa, cu alte cuvinte, am combinat știința pură, empirică, cu știința academică. Trebuie oamenii să știe că am făcut și școală. Adică nu mi-am închipuit că eu pot urca pe scenă fără să aprofundez cultura universală, adică să mă văd. Nu mă pot vedea dacă nu mă compar. Și cum am comparat? Am umblat în toată lumea asta. Am umblat în toată lumea. Și dacă am umblat în toată lumea, începând din Mexic, India, Japonia, la expoziții mondiale, ce am făcut acolo? Am prezentat pe scenă o poveste coerentă. Eu, când urci pe scenă, trebuie să spui o poveste coerentă. Cu alte cuvinte, aud toată ziua, zice, are talent. Nu e de ajuns. Nu este suficient. Trebuie să ai și intuiție, trebuie să ai inteligență, trebuie să ai expresivitate, trebuie să ai bun gust. Dimineața când m-am pregătit, eu m-am pregătit pentru emisiunea asta. Eu n-am venit așa, păi mă duc la Edno TV, o fac și pe asta. Nu. M-am pregătit. Ce înseamnă pentru mine să mă pregătesc? Pentru o discuție, pentru un dialog. Că noi suntem aici într-un dialog. Așa. Despre ce să vorbesc acolo? Ce poveste trebuie să afișez la telespectatori? Cu ce rămân telespectatorii că se întâlnesc cu Grigore Leșe? Și atunci, primul lucru, când te scol dimineața, trebuie să-ți faci patul. Obligatoriu. Obligatoriu, îți faci patul. Că dacă nu-ți faci patul, înseamnă că nu ești în rânduială. Cu alte cuvinte, și cântecul trebuie să fie în rânduială și în rost. Adică, din latinescul, rostum. Așa se spune. Adică trebuie să fie în rost. Tot auzim noi asta. Cu alte cuvinte, trebuie să cultivăm simplitatea. Cântecul din comunitățile tradiționale, așa, este simplu. Dar este foarte greu de prezentat simplitatea. Și atunci oamenii simfonizează muzica, așa, se îmbracă în haine de ladă. Pentru că hainele pe mine dimineața când m-am ales, m-am dus la cuier și am zis, mă, cum mă îmbrăc eu astăzi? Să nu fiu ca ieri. Eu după ce am mai multe interviuri, totdeauna mă gândesc, bă, eu mă duc la Edno TV, dar nu trebuie să mă repet. Eu trebuie să spun o altă poveste. Iată unicitatea. Păi trebuie să spun o altă poveste. Că altfel nu am coerență, mă repet. Și când te repeți, trebuie să schimb locul și oamenii. Asta e lege pentru toată lumea. Mi-am asumat asta. Eu în viața mea, până acum, de 40 de ani, eu am întâlnit oameni extraordinari. Poate de aceea v-ați și mutat de atâtea ori. Păi m-am mutat pentru că știi cum? Trebuie să schimb locul și oamenii. Păi nu poți sta într-un loc. Când ai o anvergură de artist, atunci trebuie să spui o poveste. Și o să spun mai spre sfârșit cum cânt eu. Că trebuie să spun ce cânt, cum fac concertele, cum le combin. Deci, repet, pentru mine, spectacolul artistic este pe scenă. Eu când mă duc la Ateneul Român, trebuie să spun o poveste. Trebuie să spun o poveste să fie aproape de adevăr. Adevăr. În ziua de astăzi, oamenii trăiesc, din păcate, confuz. Nu știu cine sunt. Sunt mulți oameni posaci. Așa. Zmintitori. Fac orice și uită de ei. Și de ce uită cel mai mult? Uită de Dumnezeu. Eu să mă pot afișa cu horile acestea,
Eu în toată ziua trebuie să am dor de Dumnezeu. Și știu că tot dimineața, după ce ajungeți să vă faceți patul, ziceți și rugăciunea inimii. Păi Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Pentru că eu dacă mă duc să mă culc, eu trebuie să-mi așez glasul. Că și glasul se culcă. Eu până nu zic rugăciunea, dar rugăciunea câteodată poate să fie așa. Doamne, Doamne, mult zic Doamne. Dumnezeu gândește că doarme. Cu capul pe mănăstire și de mine n-are știre. Mult m-am rugat, Doamne, ție, să nu-mi dai urâtul mie. Nu știu, Doamne, nu mă vezi. Tot urâtul mi-l alegi. Măi, urâte, de te-aș prinde. Eu la chemniță te-aș vinde. Și de acolo nu te-aș scoate cât îmi faci necaz de moarte. Când cântecele acestea, mă încarc, inima mea bate liniștită și între bătăile de inimă este prezent Dumnezeu. Deci horea este tot o rugăciune. Păi rugăciune. Păi este o rugăciune. Așa cum mă duc în biserică și mă rog la icoane, bisericile noastre de ce sunt căspline de icoane, de sfinți? Satul meu este ca o cetate. Iar casa mea este la intrarea în sat. Străjuiește satul, comunitatea. Ați și scris în carte despre desprimăvărare. Că da. Vă trezește, vă strigă firul de iarbă atunci când crește. Bă, veni leșe pe aici să dă scriitor. Nu, dar păi nu eu v-am citit, să știți, da, cartea foarte, și este absolut foarte bine. Păi trebuie să citești, că dacă nu citești, tu nu poți sta de vorbă cu mine. Am convingerea. Păi stăm așa, știi cum, adică stăm așa numai să ne aflăm în treabă. Adică cu atât mai mult vă apreciem pentru faptul că ne oferiți astăzi prilejul de a, păi de a da, vă avea. Și este aici cartea. În pandemie, zic, bă, ce să fac în pandemie? Cât de cântat, ăștia tot să plângeau. Alții au ieșit pe balcoane să cânte pe balcoane. Just. Mă, nu. Cântă pentru tine. Lasă tu balcoanele. Să te audă oamenii de pe stradă. Nu, cântă pentru tine. Dumnezeu ne-a arătat acum că trebuie să fim cu noi. Eu când orez trebuie să fiu cu mine. Că dacă-s cu mine, atunci horea îi trăitoare. Tămăduiește, vindecă, stâmpără, cum spun oamenii. Și am zis, mă, în pandemie, cânt eu pentru mine și mi-așez gândurile aici. Știți cum făceam? Cărțile stăteau în pat și eu stăteam lângă pat. Cum făcea Culeanu la Paris. Zice, în pat stăteau cărțile și eu stăteam lângă pat. Adică fiecare are viața lui. Eu am avut viața mea. Când cânta Cucu de Bună Vestire, da, vă căutați de câte un bănuț prin buzunar. Păi mă cătam, că așa se zice. Aducător de noroc. Măi, oamenii totdeauna se raportează la magie, se raportează la ritual, la rit, la ceremonie, la ceremonial. Tot timpul au o poveste. Tot timpul au o simbolistică. Dacă te uiți la cămeșa mea, cum s-a îmbrăcat? Păi cum se îmbrăca leșe? Dacă cineva mă întreabă, bă, zice, eu trebuie să fiu în 8-5, ba, mă îmbrăc și în 8-5. Numai că 8-5-le trebuie să fie cu bun gust. Adică să potrivească. Că dacă nu se potrivesc cu 8-5-le, deja mă port 8-5. Aștia știi cine să dau așa când se îmbracă cu 8-5 și cu haine de ladă? Așa zici și patrioți. Zice că-s patriot. De ce ești patriot? Păi mă îmbrăc în haine țărănești. Păi nu. Hainele trebuie să fie vorbitoare. Eu am venit astăzi îmbrăcat așa. Eu tot timpul umblu așa. Eu nu m-am îmbrăcat așa. Păi eu nu m-am îmbrăcat că viu la interviu acesta. Eu așa umblu îmbrăcat. Astăzi îți îmbrăcat așa. Mâine mă uit, iară mă uit. Bă, cum mă îmbrăc asta? Că ieri am fost așa. Eu adică pot certifica asta pentru că v-am văzut. Să nu mă repet. Geanta trebuie să fie într-un fel așa. Toate detaliile, cum mă îmbrăc, cum să-mi fie blazonul acesta pe piept, să aibă o poveste, pălăria. Cu alte cuvinte, cum să îmbracă leșe?
Aș vrea să pun întrebarea asta la mulți. Bă, cum te îmbreci? Băi, ia să vedem cum te îmbreci. Un costum tradițional. Și ce înseamnă tradițional? Adică ei pronunță cuvintele, dar nu le înțeleg. Haina trebuie să fie vorbitoare. Are o simbolistică. Și în plus trebuie să ai și o atitudine. Ce fac eu? Combin elemente de design românesc, așa, cu elemente de colecție etnografice sau urbane. Păi eu pot să am un clop din Bistrița, dar să n-aveți impresia că clopul ăsta se poartă numai în Bistrița. Clopul ăsta l-am văzut și la mongolez, clopul ăsta l-am văzut și la Washington. Păi, stați un pic. V-ați gândit vreodată să... Ați avut vreodată ideea unei linii vestimentare? Păi cum? Bai Grigore Leșe. Păi știți cum? Păi mă uit în oglindă, că de aceea ai făcut oglinda. Cum îmi stă cu hainele astea? Dacă îmi stă, le îmbrac. Dacă nu îmi stă, nu mă îmbrac. Păi unde sunt care se îmbracă? De ele stă, de nu le stă, ei sunt costum tradițional. Și atunci trebuie să facem delimitarea aceasta. Ce înseamnă patriot și naționalist? Că aici avem noi o problemă mare. Patriotismul nu se... Vedeți că începem să vorbim. Bă, ce am făcut așa o introducere din asta, ne jucăm de-a vorbele, ușoare. Acum spunem niște lucruri clare. Patriotismul nu se moștenește. Cum devii patriot? Prin performanțe. Dacă ești muzician, trebuie să ai performanță. Și atunci ești, devii patriot, îți faci datoria. Da, naționalist. Păi naționalist sunt oameni care nu iubesc nicio țară. Urăsc. Ungarii urăște, Ungaria urăsc, Ucraina urăsc, orice. Nu. Eu trebuie să iubesc popoarele și să le cadrez în neamul meu. Da, așa văd eu naționalismul. Nu că... Cântăm, noi suntem români și nu mai suntem, alții nu mai sunt. Deci aici noi avem o problemă foarte delicată. Știți când am fost eu fericit câteodată pe scenă? Când erau și iranieni pe scenă, și unguri, și slovaci, și mexicani, și irlandezi, și iranieni, și sirieni. Eu cu ei am cântat. Sunteți singurul român, artist român, care a cântat muzică tradițională, iată, în India. Cum? Am cântat la 6 expoziții. Atenție, aici iar vreau să deschid o paranteză. Deci ai fost în străinătate, am fost. Unde? Am fost în America, bă, la Los Angeles. Și unde ai cântat? Păi nu știe să spună unde a cântat. Când spui că ai fost să cânți în străinătate, tu trebuie să-mi aduci afișul, aprobarea pentru onorariu și în ce sală ai cântat. Și te cred. Dar dacă tu îmi spui că ai fost la Los Angeles la o nuntă și te-ai întâlnit cu prietenii tăi care s-au dus înainte acolo și acum te cheamă pe cine să le cânti la nuntă, asta nu e reprezentare artistică. Așa că iară să poți supăra oamenii când le spun adevărul. Depinde care că nu oameni. Le place, nu stai un pic. Nu toți. Nu le place să le spui adevărul. Nu le place cum le-ai spus adevărul, trebuie să fii în poveste. Păi eu sunt în povestea mea. De aceea spun și la emisiune, la Drumul Leșe. Veniți pe drumul meu. Mai există vreun artist român care a cântat la Smithsonian? Păi sunt că am fost în delegație. Dar la capitolul unde am trebuit să reprezint din punct de vedere vocal, eu am fost. Singur. Eu am fost, da, și am cântat acolo pe mall american, în concerte. Ați cântat în deschiderea concertelor și la Depeche Mode, la Scorpions. Am cântat cu Depeche Mode, am cântat cu formația System. Am cântat la Cluj, la Arena Cluj, cu Scorpions. Deci am făcut, știți de ce? Pentru că un artist trebuie să facă și experimente. Pavarotti, la un moment dat, a cântat și alt gen muzical. A făcut duete cu alți cântăreți din alte genuri. Încerci, dar odată, de două ori, nu te reprofilezi. Adică eu tot, știți cum, tot la muzica asta de care zic ei că, bă, zice, zici și tu ceva mai vesel. Știi că noi tot timpul trebuie să fim veseli ăsta. Eu prin cântec despre jele, eu pot deveni fericit.
Pentru că horile se leagă de suferință. Iar când am dat titlul la carte, am o carte aici, editată. Chipurile umilinței. Așa, și asta este... Acum știu cine sunt. Un pic. Dar trebuie să spunem la ce editură a apărut, că asta e important. La Humanitas. La Humanitas. Și ce editură este Humanitas, totuși? Hai să vorbim. Deci, Humanitasul publică cărți. Acolo publică Preșu, publică Liceanu, publică mari artiști din toate domeniile. M-au acceptat și pe mine și trebuie să le mulțumesc. Că e greu. Adică să te dai pe la Humanitas scriitor. E greu mi-a fost. Să fiu acceptat acolo. Trebuie să mă pun la punct din toate punctele de vedere. Să pot scrie. Am citit foarte mult. De când sunt la București, de exemplu, le spun așa, pentru curiozitățile lor. Am citit o bibliotecă. O trebuie să fac asta. Deci nu m-am horit. Și la mine orile sunt de-a întâia, de-a doua și de-a treia. Cele mai multe ori ale mele sunt de-a întâia, care n-aduc bani. Aduc altceva. Liniște sufletească. Eu ce cânt astăzi, eu nu cânt să pot trăi astăzi. Eu cânt ca peste ani să poată trăi după mine alții. Eu asta fac. Atâta cât să trăiesc, am atâția bani. Fără să mă compromit. Pentru mine să apar, să zicem, cum ar fi mâine la Ateneul Român și poi mâine să mă duc la nuntă, deja nu sunt în regulă. Nu e în regulă leșe. Și atunci nu mă mai agrează nici editura Humanitas, nici editurile. Să cânte unde vrei. Pentru că am ajuns în punctul ăsta, îngăduiți-mi să vă întreb. Când ați cules acea piesă, Cântă cucu, bată vina. Așa. În Bucovina. V-ați gândit că va deveni o piesă de business? Păi știți cum? Eu nu m-am gândit și n-am cântat-o. Postăm hore care să mă reprezinte pe mine. Deci să fie foarte clar. Eu de ce nu mă duc la nuntă să o cânt? Pentru că sunt responsabil pentru ce fac. Grigore Leșe scrie egal artist, nu ciubucar. Cine repetă melodia și o imită, n-au decât să o facă. Numai atenție, că-i tăleșe. Se cântă la toate minunțile, domnul profesor. Dumnezeu să le ajute, așa să o cânte, să fie sănătoși. Vreți să spuneți că nu v-a chemat nimeni să cânte și v-ar fi dat domnule, nu, m-au chemat, dar nu m-am dus. La o singură sau la două nunți m-am dus. Asta la una m-au chemat la nuntă, dar au zis că nu mă cheamă să cânt. Numai să fiu la nuntă. Și dacă m-am văzut la nuntă, la altar, acolo, la miri, am zis una... Unde era? Spuneți-ne unde era. În Spania. Așa. La Sevilla. La o familie de medici. Am zis, da, condiția mea este, vin la nuntă, dar îmi plătesc eu drumul și nu cânt angajat. Dar era o familie de familie. Deci nu era orice familie. Și v-ați dus în Sevilla. Și m-am dus în Sevilla, acolo, și la un moment dat, acolo, la cununie... Zic, dom'le, un cântec din proprie inițiativă, când la mireasă. Că i-am spus adevărul. Mă eram în cornul mesei, eu horesc horea mireasă. Mireasă de amun înainte, cărările ți-s oprite, numai triță-s dezgrădite, în grădină după apă, în grădină după o ceapă, la fântână după apă și la mata câteodată, când îi fi mai supărată. Întreb, în ziua de astăzi mai respectă oamenii lucrurile astea? Păi așa m-am măsurat că m-am măsurat. Păi nu ne potrivim nici aici. Cu voi, chita la asta se însură, asta se însoară, mă se divorțează. Îi fac de 20 de nunți într-un an. La mine nu există obiceiul acesta. Pentru că este undeva Hristos, acolo când te duci în fața altarului și pui mâna pe Evanghelie, cum zic oamenii, și zice după mine. Dacă tu ai imaginea aceea că ai pus mâna acolo și ai zis după preot ce ai zis, și cum faci? Și atunci zice, păi mă, recăsătorește, nu te mai căsta. Că numai ea e taina căsătoriei. Ai numai o simplă binecuvântare.
taină o singură dată o poți avea. Așa că atenție, când pășim pe porta, pe ușa bisericii, ori te duci, ori nu te duci. Când te duci, ești responsabil. Și nu mai face păcate. Că păcatele trebuie plătite. Și dacă nu le plătești tu, le plătești copiii. Da. E bine să fii și în singurătate câteodată, să te gândești la viața ta. Acolo îți acordă, fii atent, îți acordă interviu Dumnezeu. Acolo ești cu Dumnezeu. Eu cam în taina asta am crescut eu, așa am crescut eu, în rânduiala asta, știi, cu 7 ani de acasă. Că nu toți au 7 ani de acasă, alții au 2 ani de acasă, 3, 4, n-au 7. Și atunci ce să aștepți? Ca să relaxăm un pic discuția, o să vă duc înapoi în anii copilăriei și vreau să vă întreb, ce s-a întâmplat cu Măriuca? Dacă mă e lada aceea din șofron pe care erați așezat? Păi, la fete, nu mă împlimă, eu am știut rândul, am povestit la început, când am deschis dialogul. Dom'le, am trăit în rost și în rânduială. Eu când am fost fecior, am umblat la fete. Păi, dar toți feciorii umblă la fete. Umblam la fete, înșezători, mergem la joc. Cum? Și rămâneați ultimul să vă pupați cu Măriuca. Măriuca, în carte am citit. Mă te pupai cu Măriuca dacă era de acolo Măriuca și dacă rămâneai ultimul. Că dacă erau 7 feciori. Depinde când ieșeai, că nu se pupa Măriuca cu toți. Adică își punea ochii pe unul. Așa, și rămânea și ea muzei și până la final. Și rămânea acolo, trebuie, nu știu ce să se întâmple, dar își punea ochii și atunci rămânea cu tine într-o discuție, într-o taină. Și erau planuri, să merg după aceea pe vedere. Veneau părinții ei, părinții miei, să înțelegem, tu ce-i dai la fată? Păi ce eu îi dau cu tine? Da la fecior. Și când s-a adunat, avea unde sta. Că nu porneau la întâmplare în viață. Când ziua de astăzi sunt părinți de aceea și ce zic? S-or descurca ei. Păi nu se tare descurcă. Pornirea trebuie să fie atunci la nuntă. Asta îi dai la fecior și asta îi dai dumneata, ce îi dai la fată. Și atunci ei să înțeleg. Nu zice da. Pun paharul în ghină și întornă cu fundul în sus. Deci, îl vezi? Atâta rău vreau. Nu o să te văd pe tine. Că și paharul de urin că trebuie să fii în stare să-l bei. Trebuie să fii în stare să-l bei. Urincă de 80 de focuri. Deși urinca asta avea rostul ei. Să închina de noroc. Eu v-am spus, e o rânduială, o taină. Mi-e dor de rânduiala asta. Mi-e dor. Și de aceea m-am legat să scriu, adică m-am dat exemplu. Știi ce greu este, ce greu mi-a fost să mă arăt prin cartea asta? Foarte mult v-ați deschis în această carte. Păi m-am deschis pentru că a fost musai să merg și să le arăt. Un contrast. Pentru că oamenii confundă lucrurile. Oamenii nu mă cunosc. Și atunci eu spun din nou aici, ce nu vezi cu ochii tăi, nu-i venta cu gura. N-ai voie. E mare păcat. Marea aventura lui Grigore Leșe a început când ați intrat la liceul de muzică. Da. Atunci ați fost ales să cântați la fagot. Da. Fără fagot. Fără fagot. Adică, dom'le, când te duci la o școală de muzică, atenție, în 68, noi vorbim de anul 1968, când te duceai acolo la admitere, te punea. De ce, domne, îți dădea probe de sunet, de asta, de rim, de auz. Și după aceea, mă, la ce-i bun ăsta? Mă, degetele ies așa, buzele ies așa, buze pentru a ance dublă, pentru a ance simplă. Mă, parcă ar fi bun la percuție. Parcă ar fi bun. Când începeai în clasa întâia, trebuia să faci pian sau vioră. Dacă era mai târziu, mergeai mai târziu clasa 5-a, erai pe instrumente de suflă, pe percuție. Atenție, eu trebuie să recuperez anii. Pentru că oamenii nu s-o gândeau tăzi la... Hai să-l ducem la... Că m-am auzit, bă, lasă să înveți o meserie.
Așa a zis mama. Câtă tata. Băi, o lasă, nu-l bolunzi cu hori, că de-a hori e la hori. Învață-l o meserie, că tata era tâmplar. Că meseria e meserie. A fi sigur. Păi cu cântatul. Eu am horit la sapă și n-am o pretență să mă plătească nimeni. De aceea horitul e greu să transform horitul în meserie. Că intervine cuvântul artist. Și atunci este horitul de bel canto cu voce frumoasă și este horitul în comunitate. Păi deja mă aducem noi pe aici pe studio Ciobani. Că nu rezolvăm problema culturii. Ciobanii la ciobănie, horitul la locul lui în ciobănie. Nu. Nu. Lucrurile sunt complicate aici. Este vorba de estetica cântecului. Cum afișez cântecul? Ce promovez din cântec, din cultura tradițională? Ce dansuri? De ce dansul poți să trebuie? Sau aduc ritualuri pe scenă? Nimic mai fals. Un fel de vodeviluri, dar nici măcar vodeviluri, că dacă ar fi, hai să zicem, ne ducem la teatru de revistă și urmărim vodeviluri. Orchestrele astea, promovând cu alte cuvinte, după 45, un plorer cultism venit de la sovietici. Toți trebuie să fim deodată. Cultura și muzica trebuie să fie după politică. Șef aici, la Plorea Academie, a fost Jdanov. Cât o continuăm cu Jdanov, omul ăsta? Când ieșim din povestea Plorea cultistă? E prea mult. E prea multă zâzanie. E prea mult joc. La școală. Știu că aveți această idee polemică despre obligativitatea care ar pe care ar trebui să o aibă orice tânăr care cântă, artist. Orice artist. O minimă pregătire muzicală din punct de vedere se scolastic. Se poate compara. Nu că învață horii. Că nu învață horii acolo. Dar își face o cultură. Păi fără cultură, cum te vezi? N-ai cum te vede. Oricât ai forța, oricât de talentat ai fi, talentul nu-i de ajuns. Haideți să ne întoarcem, vă propun, pe drumul lui Leșe. Da. După liceu, a urmat conservatorul Academia de Muzică. De armată. Dom'le, să nu confundăm conservatorul cu Academia de Muzică. Am observat Gheorghe asta la tine. Dom'le, conservatorul este una, Academia de Muzică e asta, Universitatea de Muzică e alta, așa sunt foarte mult. Liceul de Muzică e una, Școala Populară de Artă e alta. Ei când vin... Vreau să fac confuzia asta, le amestecă toate și nu mai știu unde e. La școala populară, știi că zice școala populară și completează de artă. Și gata, eu nu mai știu nimic. Ba nu, de artă știu. Și meserică. Zice școală populară. Am vorbit de muzică populară, accesibilă gustului comun. La școala populară de artă poate merge unul care vrea să cânte și disurd. Vrea el să margă, să duce acolo și plătește. Și dacă îl acceptă televiziune, vine și cântă și aici. Poate că sunt prea cuceriți de mirajul ăsta de apărea. Asta nu înseamnă că el performează. El își satisface plăcerea lui. E popular. Când ești pe tradițional, înseamnă că muzica a intrat în conștiință. A intrat în... Dar când e folclor, e știință. Deci, iată, intervine știința, intervine conștiința și intervine accesibilitatea la muzică. Eu nu-i pot opri pe oameni să nu horească dacă vreau să horească. Dar trebuie să știu până unde întind corda. Eu repet, sunt un biet om pe lumea asta. Eu am ales drumul ăsta. Eu nu-i oblig să-l aleg. Eu așa vreau să trăiesc. Dar dacă mâine în România s-ar da un anunț așa, mă băieți, voi dacă purtați pălării și faceți așa, toată țara cântă să facă bani. Cu auzit ei că fac bani. La mine nu a fost așa.
Eu m-am legat de lucrurile profunde. Ce înseamnă pentru mine când spun lucru profund? Muzica mea are legătură cu rosturile adânci ale vieții. Cu rosturile adânci ale vieții. Dacă nu mă leg să cânt orice, vorba-i vorbă, textul, linia melodică, cum se îngemânează cu textul, sunt foarte atent la asta. Iată o rigorozitate. Iar cu cântecul cu Bucovina este un cântec. S-a dus cucu de pe aici și o lăsa puiul mici. Cucu de părere bună cântă în codru de răsună. Este un cântec, n-are nicio legătură cu Bucovina. Este din Ardeal. Este în manualul de clasa 6. S-a dus cucu de pe aici și și-o lăsa puii mici, cucule. Cucu de părere bună cântă în codru de răsună, cucule. Și-o veni cucu într-o vreme și-o găsă puii cu pene, cucule. E tăta supărare. Și atunci cuco este cu ce l-asemănăm? Cu Bucovina, ruptă de la patria mamă. Aici e vorba de istorie. E vorba de istorici. Știți unde se află melodia asta? În capul Ileșe. Altul nu o afli. Să-mi o rete. Să-mi o rete înregistrată cum o cântat-o ei în 1848. Sau la Unire. Nu există. Pentru că artistul are nevoie și de inteligență și intuiție. Și zic, bă, hai să o cânt. Eu ne-am cântat melodia asta foarte târziu. Ei s-au răpustit asupra melodiei și gata să o cânte. Dacă, într-adevăr, când bei vin, chiar mere melodia asta, ce să spun? Sigur, atâta mere de bine, așa și mai ales că i-am și prins. Că textul nu este așa cum e înregistrat. Zice, cântă cucu, bate-l vina, de răsună Bucovina. Și ca să-i pot prinde în ani, am băgat un cuvânt care nu există. E tot cântă cu textul ăla, cu cuvântul acela. Cântă cucu, bate-l vina, de răsună Bucovina. Cântă cucu într-un brăduț, dar nu-i brăduț. Cântă cucu în rădăuț, de răsună în cernăuți. Și atunci eu îi prind. Zic, mă băieți, de unde știți textul? Știm noi de unde? Că nu există. Imediat, te nu-mi pun mintea cu ei. Ei mai nu știu de la ce să sfăghezi, de la hori. Dom'le, eu câteodată pe cuvântul meu, dacă nu stau așa și mă minunez, ei să sfăghezi de la hori. De ce? Nu, eu cred că ei să sfăghezi de la bani. Nu, zi la bani, că fac ei bani. Păi nici banii ăștia nu se dau chiar așa. Eu îi rog tare mult să stai liniștiți. Să stai liniștiți. Să se apropie de lucrurile profunde. Zic-mă, cânt. La lume place. Cântă, cucu. Da. De ei l-au cântat în Cernăuți vreodată cântecul acesta. Cu mii de oameni în sală. Eu știu că am fost acolo. Eu am fost acolo. La Cernăuți am fost în Chișinău și în Chișinău mi-a furat costumul. Cum s-a întâmplat? Bine. Mi-a furat costumul înainte de spectacol. Și am cântat civil. Și am cântat și cântecul cu Bucovina. Și are o strofă acolo pe care ei n-au curajul să o cânte. Bucovina, plai cu soare, te-au călcat rușii în picioare. Mai ales acum se iau cântându-o. Păi nu prea cântă. Că n-au curaj, nu-s bărbați. Eu am cântat-o în Cernăuți. Cu sneguri de față. Aveți și un CD imprimat cu cântece de cătănie. Păi eu cântec de cătănie. Acum iar am ridicat mânja la fileu cu cântecul de cătănie. Așa, este cântecul de cătănie pe care ei l-au transformat cu niște texte îndoielnice în tot felul de șlagăre. De se întâmplă să mă îmbăt, măi, de se întâmplă să mă îmbăt, viu acasă și spartăt, viu acasă și spartăt, măi. Și te bagă pe măiul ăsta. Nu spar casa nici dulapul, nu spar casa nici dulapul, nu mă lam, druța capul. Și râdem așa, noi la nuntă, știi ce frumos e? Dar de fapt cântecul este cu totul altceva pentru numele lui Dumnezeu. Ia auzi. Frunză, băi, eu mă și tem să cânt textul ăsta.
Frunză verde ca iarba, frunză verde ca iarba, tună drace, ce-i tună, tună drace, ce-i tună, tună-n hirul paiului, iau-ți ce text, tună-n hirul paiului, tună-n hirul paiului și-n condeiu, neamțul lui și-n condeiu, neamțul lui, să nu poată altul scrie azi fecior la cătănie. Mie cu cum mi-o cântat, neprânzit și necinat, mie cu cum mi-o horit, necinat și neprânzând în cătanie de pornit. Eu mă duc mândră, mă duc în cătanie, nu la plug. Păi când o să-și dea seama oamenii ăștia ce cântăleșe? Păi asta a fost cântecul la concursul cântecului cu care eu am luat marele premiu. Și încă o poveste. Toate premiile mele sunt numai marele premiu. Nu-s de acord. Înseamnă că oamenii care m-au apreciat nu s-au priceput. Dacă mi-au luat numai marele premiu la toate concursurile. Băi, odată îi dau la Leșe și locul 2, mă. Dar în 91 ați câștigat un premiu. Marele premiu. Exact, al și lângă premiul cel mai dat încă nu știu cât, nu știu ce premii pe acolo. Dar ideea a fost a mea. Ideea mea să fie trece teraș, nu orchestră, să imităm, nu-l putem imita pe Bach, nici pe Beethoven. Dom'le, muzica asta e simplă. Dar e dificilă și ce trebuie să spunem este adevărat. Eu n-am treabă cu ei, pot să cânte. Cum ați ajuns la festivalul Maria Tănase? La Maria Tănase? Păi la Maria Tănase nu m-a chemat nimeni. M-am dus eu. Și țin foarte mult la premiul de acolo, pentru că este un premiu unui compozitorul și muzicologilor din România. Adică, da, de compozitori, adică m-am legat de, cam de muzică. Pentru mine e mai valoros premiul unui compozitor și muzicolog decât premiul întâi sau marele premiu. Dar întreb eu, unde sunt câștigătorii de la Maria Tănase, că nu-i prea văd. Că Leșe aici. Păi unde? M-am prezentat eu. N-a fost ușor să ajungeți acolo. Păi cum? M-am dus cu personalul. Eu n-am avut bani de drum. Eu m-am dus cu un cufăr de lemn și m-am prezentat. Vreau să cânt și eu. Dar eu trebuie să am o dibăcie, la vârsta aceea, tot mă mir cum am putut să o aplic. Adică să mă fac că nu știu cânta. Și ați și stat trei zile în fața teatrului. Nu, stai pe acolo, să mă fac că nu știu cânta și după ce am ajuns la microfon, am arătat că știu cânta. Și din 120, în aia 7 eram și eu. Și care au fost reprezentanții din Maramureș, n-au luat premiu. Ce explicăm prin asta? Am acum niște subiecte formidabile cu culegerile de folclor. O să vorbim, poate cu altă ocazie, unde sunt oameni care se sprijină pe oameni. Cu alte cuvinte, este un obicei în România de a ascunde oameni. Îi ascundem că sunt prea buni. Și îi lăsăm să îmbătrânească, după când îmbătrânesc, îi arătăm. Când e prea târziu. Trist. Se întâmplă. Dau câteva exemple. În muzica de operă, Virginia Ziani, la un moment dat era asta peste Calas. Acum este într-un cămin de bătrân, la, nu știu dacă mă șer, să nu greșesc, în America, Angela Gheorghiu a vorbit de câteva ori despre ea. O cântăreață. Până la început nu i-a ales bine vocea profesoară. O trebuie să intervină altă profesoară să-i spună unei glasul. Și nu intrem în detalii, că astea sunt prea personale pentru Virginia Ziani. Să detailez aici. Aceeași chestie și cu mine. Eu a trebuit să mă risipesc ca să pot vedea adevărul despre muzica asta. Cartea pe care ați scris-o în pandemie surprinde aceste etape necunoscute publicului. Știi cum? Eu dacă vreau să cunosc muzica asta, eu trebuie să fiu cu oamenii din comunitățile astea. Adică trebuie să stau cu bețivi, trebuie să stau cu țigani,
trebuie să stau cu romi, trebuie să stau cu unguri, trebuie să stau cu țigănci, trebuie să umblu la nunți, trebuie să umblu beat, trebuie să beau cu ei, trebuie să umblu cu păcurari. Eu tot ce le-am făcut. Și a fost viața mea. M-am risipit. Și la un moment dat, oamenii au zis, am crezut că se va risipi Leșe. Vorbește foarte frumos Vasile Dâncu într-un interviu. Vorbește Ioan Alexandru despre mine. Vorbește Cezar Ivănescu. Dar ăștia nu sunt orice oameni. A scris despre mine Pleșu. A scris oameni de ăștia care au văzut ceva în mine. Și nu m-am risipit. Și atunci când îmi pune mie întrebarea cineva, bă, Grigore, cum ai dat tu titlul la carte Acum știu cine sunt? Că totuși să dai așa, acum știu, bă, știu cine sunt. Miroase așa în gânfare. Nu. Și atunci eu răspund. Moise îl întreabă pe Dumnezeu, zice, tu cine ești? Și Dumnezeu răspunde, eu sunt cel ce sunt. Dar tu, Leșe, cine ești? Cum de știi tu cine ești? Răspunsul meu este așa. Prea mult m-a risipit ca să nu știu cine sunt. Un lung proces de suferințe. Chiar așa cred că se încheie cartea. Aici. Și în felul zice, horile mă țin, îmi dau putere. Sunt cărțile mele. Prin ele mă răsfăț și îmi aflu liniștea. Ca să mă pot aduna, a trebuit întâi să mă risipesc. Acum știu cine sunt. Așa e. Dom'le, eu pot să vin aici să nu spun lucrurile astea. Dar am o vârstă. Și trebuie să mă arăt. Pentru că văd că oamenii au confundat cântecul tradițional cu altceva. Cu ciubucuri. Hai să facem. Nu. De răsplătit vei fi răsplătit. Dar atenție, nu-L uita pe Dumnezeu. Fii în rugăciune. Ori horile care sunt în rugăciune vorbesc despre jele, vorbești despre singurătate. Păi, ce-mi vine așa, când vine câteodată așa texte, am în capul meu așa, știi, în capul meu. E ca și cum umblă o moară. Tot felul de texte. Nu știu. Aha, aici da duce, mă, nu știu drumul, dar zâmă-i zâmă. Zâmă-i zâvă, da, învața m-a urât odava, zâmă-i zâvă, zâmă-i zâvă, cucuba măi. Și mai face și o initură așa. Ai și frunza e verde, nu mă vede, dar zâmă-i zâvă, zâmă-i zâvă. Da, mă crede ce uscată, da, zâmă-i zâvă, zâmă-i zâvă. Păi că e mai mult e mâncată, că duie. Horitul este în șoaptă. Eu pot să cânt pe jos, pe mijloc și pe sus. Până la 30 de ani, dacă vreau, cânt numai pe sus. La 50 de ani când pe mijloc. Când îți la 70 de ani, când pe jos, cobor unde vreau eu. Adică nu mai fac pe tânărul de 20 de ani, că și orile astea îți după oameni. Într-un fel când ești tânăr și te exprimi, și altfel când ești la o vârstă, 68 de ani, 67, 70, 80. Cu cât înaintez în vârstă, mi se potrivesc orile. Eu de acum voi străluci încântat. Când oamenii se așteaptă spre bătrânețe, bă, nu mai cântărești. Păi, eu cânt, dar eu pot să cânt stins. Eu pot să fac așa. Nu știu. Uite, stai să văd, că am și fluier aici. Că am adus... Ăsta e fluier de serviciu. Ce înseamnă că el e de serviciu? Dezvoltați, vă rugăm. Nu, da. Știi ce înseamnă dacă ăsta e de serviciu? Înseamnă că eu îl port lângă inima mea. E aici, cu mine. Și câteodată, astăzi, de exemplu, zic, bă, să iau geanta asta, să iau asta. Și atunci ați două fluiere. Zic, bă,
tu mai vii astăzi, că am interviu. Dar de mâini vine ăsta la altă. La care cântați atunci când stați la stop? La în stop? Trafic. Pe care e serviciu în geantă. Am înțeles. Păi nu contează, dom'le, care e în geantă. Dar ascultă ce, eu când încep cu asta, n-am cântat de mult cu el. Eu cu asta, eu pot să stau până mâini dimineața, ce? Și noi. Și nu, eu nu mă plictisesc. Că mă încarcă de energie pozitivă. Ia auzit, numai când încep așa. Nu-i microfon aici, sunt singur, n-am 100 de cetiarași, nu. Dar ce spun, are emoție. Ia să vedem fluierul ăsta. Ia ascultă. Că asta știi ce? Are doi ochișori. Și fluierul are gură, are doi ochișori aici. Și ascultă. Cum poți să trăiască el? Oamenii când ascultă, măi, ce n-aș fi vrut să mai cânte. Dar și noi vrem, și acum mă gândeam... Dar acum, fii atent, dar acum, când aud, te încarcă asta. Adică trebuie să mă regăsesc. Păi ce e asta? Ce îmi spune asta? Păi numai noi cântăm? Nu, dacă m-am dus la ucraineni, au avut și ei flori de astea. M-am dus la sârbi, au avut și ei flori de astea. M-am dus în Bali, au avut și ei fluier. M-am dus la japonez, au avut și ei fluier. Păi zic, ia să-i adun pătăți. Să vedem cum cântăm. Iranienii au neiu. Noi avem tilincă. Și eu. Cum? Și atunci, știi la ce concluzie am ajuns? De la o anumită altitudine în sus, oamenii cântă asemănător. Trebuie să cântăm la fel. Că toți suntem păstori. Iar dacă noi știți că zice, bă, ciobanie, păstorul este cea mai deschisă categorie socială. Tot ce înseamnă zărnoi, tot ce înseamnă dor, tot ce înseamnă durere, se află în sufletul păstorului. El nu ucide. Iar stâna, locul unde lucră el cu oile, este cea mai complicată instituție din lume. La oi nu te joci. Și atunci îmi pun întrebarea. Oare nu-i păcat să renunțăm noi la peminte și la oi? Că după oi trăim, ne îmbrăcăm, avem de toate. Când avem și munte, avem de toate. Satul Stoiceani, unde m-am născut eu, e un sat micuț, cum se spune, cu 140 de fumuri. Eu nu vă pot descrie acum, trebuie să veniți la mine. Că eu puteam să zic așa, dacă vreți să mă cunoașteți până în capăt, veniți să mă cunoașteți până în capăt la mine să vedeți unde am stat eu 7 ani. Că așa, au zis, mamă, tu ai 7 ani de acasă, bă. Acolo am învățat de toate. Și atunci satul Stoiceani, în mijlocul satului, e rânduial acolo, în mijlocul satului biserică. Iar în jurul bisericii sunt casele. Adică ce îmi spune asta? Că oamenii îl înconjoară pe Dumnezeu. Ei când se duc la biserică, urcă în sus. Nu coboară. În carte sunt surprinse toate aceste păi, trăiri înțeles. Pe care... Știți că ne povestim așa, folosim, dar la un moment dat trebuie să tragem o concluzie. Trebuie să tragem o concluzie. De Revelion ați stat singur. Dar păi ce să nu stau? Nu ați primit fost singur. Colindător. Păi n-a fost singur, am făcut Dumnezeu. Păi nu sunt singur. Și atunci, adică mai am un fluier de ăsta care îmi povestește, și vin corindătorii și
și aud eu în corindă, coborât-o, coborât. Mă, dar nu trebuie să ne întrebăm de ce zic corindătorii coborât-o, coborât? De ce nu zic suit-o, suit? Pentru că Dumnezeu se coboară, noi ne urcăm. Pentru că El e înălțat de la sine. Eu nu trebuie să se mai înalțe. Noi trebuie să ne înălțăm. Și atunci ei de bucurie zic, coborât-o, coborât, Domnul Sfânt pe acest pământ. Să fim în zona aceasta a credinței ortodoxe, credința dreaptă. Noi nu trebuie să ne îndepărtăm de osie. Noi trebuie să avem o ordine în viață, să nu trăim în hazard. Și cât trăim în povestea asta între naștere și moarte, noi trebuie să dăm sens vieții. Pe cum dăm sens? Sensul vieții este o instituție personală. Eu trebuie să aleg din ghemul, așa cu fir, trebuie să aleg firul potrivit. Și acolo trebuie să-mi cânte o sortă, cum se zice, pe o strună. Eu trebuie să cânt, dar fără să schimb instrumentul și coarda. Păi ce, iată câtă filozofie este în toată povestea asta simplă. Înțeleg că trebuie să existe o conștiință trează a celui care interpretează. Nu, trebuie să ai conștiință, trebuie să ai responsabilitate. Și a efectului pe care actul artistic îl... Eu nu mă preocup ca noaptea dacă nu am câmpul arat. Eu dacă am venit aici la voi, la asta, eu n-am ținut cont că este etno. Că eu urmăresc, să nu aveți impresia că nu urmăresc toate posturile de televiziune. Dar știți cum le urmăresc? Cu creionul în mână. Și scriu tot. Știu că la etno ați făcut multe adăugiri cu creionul. Nu. Dom'le, urmăresc ce se cântă, ce texte spun, de ce spun. Sigur că totul merge și spre divertisment, da. Dar din când în când mai trebuie să facem și o pauză. Să nu ne desprindem totuși de pământ. Nu, nu. Adică să fim în poveste, adică să ai câmpul arat. Eu să pot veni aici, eu trebuie să am câmpul arat. Cu ce mă îmbrăc? Așa. Ce vorbesc? Cărțile erau în mașină, zic, le iau cu mine, sunt lângă mine, măcar cel puțin le arăt. Că de citit, nu știu cât s-o citit. O citit ei. Asta e carte de până în 1990. Înainte de, hai să spunem, știi că ăștia tot o dau cu doctoratele. Nu prea o dau cu doctoratele, că nu... Asta e o carte înainte scrisă de mine. De ce este valoroasă pentru mine? La o bârșie se cheamă. Melodii culese, adică umblat, leșe, transcrise, adică astea de aici. Notația. A, asta n-ai cum să notezi dacă n-ai școală. N-ai cum. Aici aș spune, dă măsura Academia de Muzică și Liceul de Muzică. Și merge mai departe. Zice transcrise, culese, așa, și interpretate. Eu aș zice împlinite. Adică aș spune cuvântul mama, care mi-a dat glas. Păi iată cât ies. Și ar mai trebui veni după ce le îndeplinesc astea toate, gust estetic. Ce face Grigore Peleș pe scenă? Așa. Face construcții din melodii diferite, atenție, care să dea sens în planul conceptual al minții. Deci nu cânt orice. Adică trebuie să leg povestea, să fie legată. Oamenii se îndepărtează de lucrurile acestea și pas în stânga, pas în dreapta și nu-și află sensul. Nu-și află sensul. Trebuie să ai răbdare, să cultivi răbdarea, să asiști la răsăritul cosmic și la răsăritul cosmic și apusul cosmic. Sunt două extraordinare. Să știi de câte ori cântă cocoșul noaptea și în același timp să-și auzi de trei ori. Să te întreb când te-ai născut, la ce oră
Așa. Dumneavoastră, să știi, la 7 seara. La 7 seara. Deci am fost în rânduială. În rânduială, da. Cu noaptea. Adică ne culcăm și ne trezim. Bătrânul meu, când se scula dimineața, ieșea afară, se uita la răsărit și zice: a fi vreme bună, dar vorbesc singur. Îmi sună și acum vorba asta lui. Vine, zice, rugăciune, zice: a fi vreme bună. Adică el știe după răsăritul soarelui cum va fi ziua. N-avea atâtea ceasuri, dar era la fix. Poate ne-am pierdut între timp comunicarea aceasta cu natura. Mi-e dor de ei, mi-e dor de prietenii mei. Mi-e dor extraordinar. Mulți s-au mutat, mulți cântă în ceruri. Și câteodată mă întreb așa, zic, bă, ăștia cred că mă așteaptă și pe mine acolo. Și atunci cartea, când am încheiat cartea, am stat multă vreme să văd finalul, cum să-l fac. Și am zis așa: după 60 de ani, simți pașii de lupă ai morții care dau târcoale. Începe înserarea melancolică înainte de marea noapte. Aici sunt eu acum. Și sunt fericit. Și de ce sunt fericit? Pentru că pot hori. Abia aștept să mă duc săptămâna viitoare să prezint cartea și un recital. Abia aștept să trec granițele să cânt la Albert Hall în Londra. Abia aștept săptămâna viitoare să încep filmările și să chem oameni care au de spus ceva pe lumea aceasta. Mulți dintre ei au fost ascunși. Au murit lăutare din gorș foarte mulți. Rela, Ciulei, așa, foarte mulți lăutari, extraordinar. Cum am avut proiecte senzaționale. Senzaționale. Vorbeați mai devreme de oameni care s-au ridicat sprijinindu-se pe da, azi. Și mă sună Amir din Iran și zice: domn profesor, mi-e dor de dumneavoastră. Iar Rela Ciulei zicea: domnul doctor profesor, așa se adresa la mine. Domnul doctor, zic, băi, ce-i Rela? Domnul, mai chemați-mă și pe mine. Am fost la mormântare la ea și acolo, în biserică, era o biserică extraordinară, era ca o mireasă în sitiu. Și am zis: Rela, am venit. Și mi-a venit în gând melodia asta. Lasă lume, voi muri mai dorule, lasă lume, voi muri, plânge și ți bănui. Om ca mine nu-i găsi, măi dorule, dor. Deci un text extraordinar. Și am zis, mă, se cânt 4 vorbe la Rela. Cât am fost lume de tine, nu ți-a fost urât cu mine, dar de când am bătrânit, văd lume că ți-s urât. Dar dumneavoastră sunteți din ce în ce mai iubit. Măi! Exact cum ați și da, spus mai devreme. De acum înainte începeți să străluciți și mai eu mult. Eu trebuie, știți cum? Ce trebuie să fac eu? Păi dacă am venit aici la voi, eu trebuie să împar bucuria cu oamenii. Eu trebuie să le dau o bucurie. Păi au fost leșe pe aici, pe la noi. Și parcă ne-au adus și bucurie. Că de altă dată zic, măi, au venit, dar ne-au sfădit. Păi eu nu sfădiesc, că, dom'le, una e sfăditul și alta e bucuria. Pentru că aveți această rigoare și această reverențiozitate în ceea ce privește curățenia actului artistic, deopotrivă și asupra unui public care, și publicul este obligat să rămână conștient
de ce se întâmplă acolo pe scenă. De asta optați niciodată să cântați în aer liber. Preferați sălile. Păi să pot spune o poveste dacă tot îți pe scenă. Că vedeți aici, eu n-am zis, bă, aduceți în 7 microfoane, să fie stereo, să fie cu ecou, să fie cu ăsta, știi? Adică numai să nu fiu eu. Păi eu acis eu. Păi dacă așa cânt, atunci ce se întâmplă când am toate harnașamentele cele în jurul meu? Pentru că oamenii, când sunt amplificați, nu mai sunt ei. La fel ați fost și când ați fost numit director la Casa de Cultură. Da. Cum a fost, domn profesor? Cum ați procedat după ce ați fost? Am vrut să fac o selecție și am făcut concurs acolo. Cum și ați rămas... făcut-o? Păi, da, am făcut concurs acolo și a rămas cine a fost potrivit pentru Casa de Cultură. Este adevărat că v-ați încuiat pe dinăuntru? Păi da, până înțeles. Păi da, dacă am dat concurs acolo și m-a pus director, trebuie să fac ordine. La noi nu, știți cum, te pune acolo și se compromit toți. Eu în ziua de astăzi, sub pălăria asta, am mers în 5 leșe. Eu pot fi ce vreau. Acum director al Casei de Cultură? Eu pot să fiu director, pot să fiu ministru. Eu pot să fiu ministru. Am toate datele. De ce n-ați fost pus niciodată într-o funcție la Ministerul Culturii? De ce? Sau poate că n-ați acceptat? Pentru că nu vreau, pentru că eu pe lumea asta am de făcut un lucru. Să fiu artist. Și nu confundăm lucrurile. Nu credeți confundăm... că ați fi putut face și mai mult prin prisma unui funcție? Nu poți să fii și artist și administrator. Administratul și managerul trebuie să se umble după bani. Să plătească artiștii. Da. Am înțeles, nu vreți să lucrați cu banii. De altfel ați spus că nu vă interesează onorarii. Dar nu-i de mine, eu sunt cu cântatul. Aici se creează o confuzie. Oamenii fac ei de toate să fie șefi. Dar nu-și pun întrebarea, pot să fac lucrul acesta sau nu? Păi eu sunt cu cântatul. Deci pot fi ministru, pot fi cioban la oi, pot fi profesor, am fost profesor, am avut rezultate fulminante, cu corul de copii de la Lăpuș, dintr-o comună. Cât curaj și atunci când v-ați dus într-o emisiune televizată la Adrian Păunescu, ați ridicat o mână și ați rămas consecvent dorinței de a vorbi. Și am spus că e musai să vie să vadă copiii, ce nu fost chemați. S-a oprit filmarea atunci, domn profesor. S-a oprit filmarea, știți care a fost rezultatul? Nici Păunescu n-a știut ce să vă răspundă atunci. Au trimis echipa de filmare în Lăpuș, mi-a filmat copiii, dar de filmate am filmat eu și am înregistrat. Că n-am avut încredere în echipă. Când am ajuns în Lăpuș, am zis, dați căștile la mine. Dirijam cu căștile și banda asta i-o dați la Păunescu. Zic, n-am încredere în dumneavoastră atâta timp cât nu m-ați chemat la Baia Mare, la spectacol. Eu n-am încredere. Și nu încercați să nu-i dați asta, că eu îl sun pe Păunescu și îi spun lista cu ce am gândat. Și când s-a dat pe post, am înregistrarea. Dacă s-a meritat pentru ceva să vin în București, măcar pentru faptul că am găsit filmul cu copiii în televiziune. De atunci. Îl am. Pot aduce. Oricând. L-ați difuzat vreodată? L-am difuzat când am avut emisiune cu Corul Madrigal. Pentru că președinte de juriu la copii a fost Marin Constantin. Și copiii erau dintr-o comună din Lăpuș. Ce să spun? Luptați pentru acest adevăr și ați luptat dintotdeauna. Da, dar... Ce premii ați obținut? Tot felul de premii. Copii, eu fost cei mai buni din România atunci. Copii la categoria cor de copii, au fost cei mai buni copii. Văcărescu Necula, Marin Constantin, compozitorul Mihai Moldovan. Cum? Păi au fost în juriu. Și eu eram un tânăr. La 22 de ani am fost la Lăpuș și am lucrat 5 ani, 27, cam așa. La 21 de ani știu că v-ați împrumutat la CEC. La cooperativa de credit să-mi iau fagot. Da. Mi-am luat fagot. Extraordinar, după atâta pauză să reiei din nu nou. Nu am reluat. Și când m-am dus, n-am să uit veci, când a venit Emil Simon, dirijorul filarmonicii, avea cursuri la Academie și a venit cu partiturile din la Sinfonia a 7-a de Beethoven, la curs,
Era 1 octombrie, n-am să uit. Și-o împrășteat partiturile la orchestră. Și l-o zis, poftiți. Păi eu m-am blocat. Și m-am dus la el și am spus, domnule, eu nu mă descurc. Eu n-am cântat în viața mea în formula asta. Și acum când mă duc la Baia Mare, pun întrebarea. Eu sunt plecat din 74, din liceul de muzică. Din 74 și până în 2022, cum de n-aveți catedre de fagot? Sau dacă mai aveți un absolvent de fagot? Asta e întrebarea pe care o pot să o pun. Totul pe lumea asta se plătește. Atunci ce ați făcut în liceul de muzică dacă vorneați să fac catedră? Pentru că de ce spun problema așa? N-ai cum să cânti simfoniile de Beethoven așa în formulă, cu un fagot, cu un cord, adică nu se dezvoltă elevul în liceu. Și eu am tras asta pe pielea mea. Eu trebuie să mă descurc. De cât ei râdeau. Și eu trebuie să trec peste astea. Să suport orice. Să cânt simfonii de Schumann, de ăsta, Pasărea de foc de Stravinsky. Și eu cântam acolo într-o formulă de un oboi, un fagot și improvizații din astea. Și atunci, da, mă, a fost început liceul în 65, dar de atunci, mă, stai un pic. Hai să fac o catedră de fagot, hai să fac o catedră de oboi, hai să fie completă orchestra. Și când se duc la conservator, să schimbe doar numai băncile. Nu, eu trebuie să iau de la zero tot. Deci n-am făcut facultate de teorie. Am făcut facultate de interpretare. Acolo, că vrei, că nu vrei, trebuie să cânt concert. Deci în 5 ani de zile trebuie să cânt 10 concerte. În 4 ani de zile, ori 2 concerte, 8 concerte. Poate fi Bach, Bruns, Pauer, Jean Francais. Da, eu le-am cântat mai atât. Mult decât atât. Erați și căsătorit. Da. Soția stătea în cămin cu fetele, pe cum? Pe, da, dumneavoastră cu băieți. Pe asta a fost viața. Și asta pentru că iar o nedreptate. Nu vi s-a dat o garsonieră? Nu, că așa sunt, știți cum, eu nu zic că sunt oameni răi în ziua de astăzi și oameni buni. Oamenii sunt oameni. Neputincioși. Oamenii sunt oameni. Abia în ultimul an am aflat, din cartea dumneavoastră am aflat. Domnule, eu am dormit în patru supraetajate pentru că eu, cum a zis rectorul, mă zice, eu cred că omul ăsta știe ce vrea. Da. Da, eu am cântat. Eu dacă am avut 6, am fost de 6. Dar dacă mă uit pe foaia matriculă, zău, sunt mediile bune. Mă uit câteodată așa peste diploma de la Academie. Și note bune. Dacă m-am pus așa în situație, cu Petre Zbârcea, dirijor, cu de ăștia am făcut. Veneau docenți din Germania și era o școală Bach. M-am înscris la școala Bach și am cântat Bach. Misele de Bach, în catedrale din Hogălnicianu, reformată, la Timișoara. Am participat, am învățat cum se cântă Bach pe fagot. Și poate de aceea sunt un pic așa mai aspru și poate mai, nu știu cum să mă exprim aici, mai cu pretenție. Pentru că știu prin ce am tras și eu, că se pot vedea ce-i cu muzica asta din comunitate. Oamenii vreau să fie ce nu pot fi. Aici ai. Dacă m-ar întreba cineva, mă, Grigore, te-ai mai apucat odată de povestea asta? Nu cred că în condițiile astea aș putea să mă apuc. A fost cumplit. Eu sunt un om al drumului. De aceea și emisiunea se numește Drumul Ileș. Oamenii nu înțeleg. Eu am convingerea că dacă vor parcurge această carte pe care dumneavoastră ați scris-o acum în pandemie, vor scris-o. Avea o revelație. Pentru da. Că eu am avut bucuria asta să... Că ei nu mă înțeleg, nu m-au înțeles. Să fiu aproape... Adică ei dacă mă văd așa umblând,
Poate că firea mea așa pare îngânfată, dar nu-s așa. Păi înăuntru sunt altfel. Și n-am cu cine să mănânc, cu știu pe mama, știu pe tata, adică nu. Dar în ultima vreme vin oamenii spre mine. Și am sesizat asta, de câte ori mă duc cu concerte, să le se împline. Și sunt bucuros. Așa că să ne ajute Dumnezeu. Doamne ajută! Spuneți-mi, din buldon, o cârâșmă de la periferie, direct pe scena sălii studio la primul recital de culturi tradiționale. Da, a fost o experiență de-a mea. Eram cu prieteni acolo. Erau 3 săptămâni. M-am încercat. Deci am avut o perioadă, trebuie să recunosc că am avut o perioadă când m-am încercat pe mine. Firea mea, forța mea, sănătatea mea. Că nu spun așa direct că am băut. Că se spune așa, cine be, e om cu minte. Cine nu be, n-are minte. Dar cu cine beam? Beam cu Vasile Sav, care a fost, l-a tradus pe Sfântul Augustin. Un latinist de primă mână. De ăștia beam. Beam cu oricine. Și discuțiile noastre erau constructive. Eu în ziua de astăzi știu să aleg o masă, dacă merită să stau cu ei la masă sau nu. Cu oamenii de la masă. Mă simt foarte onorată, domnule. Nu, serios, adică nu mai stau așa numai să mă duc. Eu când am venit astăzi aici la emisiune și am văzut, nu mai știam, Dudeș, nu știu ce, când am intrat aici pe spate, zic, domnule, da, mi-aduc aminte de studioul din Berna, așa, și am făcut așa, imediat nu fulgerea pe-n cap. Zic, da, mă, dar mă duc că poate că să zice așa. Zice că din case mici, să zice, este vorba asta, ies oameni mari. Dom'le, oamenii, fiecare om vede muzica după sufletul lui. Și ce am hotărât să vin la Etno TV? Că n-am fost niciodată, nici n-am cântat, dar am zis vin. Mulțumim. Și vezi ce simplu a fost. Adică fără... are Papa Francisc o vorbă, zice, dacă spui despre un om, despre omul respectiv ceva ce nu e adevărat, este mai grav ca păcatul. Tu nu trebuie ce nu vezi cu ochii tăi să improvizezi vorbe. Trebuie să verifici. Și mai spun încă ceva, ce mai se seate. Când ai rezultate extraordinare, dușmanii să facă nu știu. Adică ei știu de cărți, ei le citesc, dar să facă nu știu. Nu și doar prietenii, asta la un moment dat. Da, sunt și din ăștia. Eu nu generalizez. Și prietenii devin triști. Da. Prietenii devin triști. De bucuria ta, de realizările tale. Nu. El e trist. Știi de ce? Pentru că el se vede că e depășit. Nu poate ieși din impas și atunci, bă, zice, cum de el are și eu nu? Și devine invidios. Adică spun vorbe, improvizează, aruncă vorbe. Îi mai văd, leșe cu clopul, leșe cu nu știu ce, leșe, eu scos afară din sală. Este așa, hai să ne aflăm subiect, că să vin de leșe. Nu. Când sunteți singur, așa, în singurătatea aceea de care spuneați că e precum o taină, dor asta, domnule profesor, așa-i? Păi nu, dau un exemplu clar. Când spui un neadevăr despre un om, nu știi niciodată cum îl poți supăra. Pentru că supărarea se manifestă sub diferite forme. Depinde de sensibilitatea omului respectiv. Mă, poate leșe e foarte sensibil. Dacă noi îi spunem la leșe cuvinte din astea, nu sunt adevărate, mă, nu-i putem, nu-i provocăm o supărare. Dau un exemplu în acest sens cu Lucian Blaga. În
cartea Pe muchii de cuțit, se vorbește acolo despre Lucian Blaga. Blaga se supără foarte tare și se îmbolnăvește. Deci nu poți să știi. Deci n-ai voie să-ți dai drumul la gură, că nu știi ce supărare îi provoci. Ce sensibilitate are Leșe? Dacă auzi ceva, că se spune, îi spui ce nu e adevărat. Așa numai să ne aflăm între abă. Și fiecare se apără cum poate. Fiecare a ajuns în situația asta. Eu mă apăr prin concerte. Eu asta fac. Vis-a-vis de aceste situații, din copilărie, vi s-au dat ca povață, eu știu, exemple de atitudine care, cu care să vă puteți apăra? Încerc o generalizare, nu neapărat. Pe mine, vă ajut acum cu concertele. Părinții mei m-au învățat să fiu rânduială, să fiu responsabil, așa, și în rost. Asta m-a învățat pe mine. Și a fost om simplu. Mama v-a dat glasul? Mi-a dat glasul, tata mi-a dat mintea. Și dacă mintea ți-e bună și o scobori în inimă... Construiești. Da. Străbunica Dochia din Stoiceni. Da. Horea. Păi Horea, Dochie, bunicul meu, Horea le aleagă. Eu așa am crescut. Mama vârvară Horea. Mama Horea când merge la câmp. Când Horea mama, oamenii stăteau în loc și o ascultau. Vreau să știu dacă Ciprian v-a urmat această cale. Dom'le, nu înseamnă că dacă copilul meu este al lui Leșe, trebuie să horească și el. Păi el horește. Dar au făcut ce-a vrut el. Eu nu l-am forțat. Băi, trebuie să faci muzică cum am făcut eu. Eu nu m-am băgat în viața lui. El alege. Sunt tineri în ziua de astăzi, poate care n-au nevoie de modele. Își aleg ei modelele. De ce să-i învăț eu cu ce model trebuie să aibă? El știe. El trebuie să-și dea sens vieții. Asta e. E foarte greu. Nu că știu eu să ajungi să poți să cânti, să interpretezi ca Grigore Leșe, dar e greu și să te apropii de asta. Dom'le, aveți discipoli. Știi ce nu înțeleg ei? Când horești, trebuie să creezi emoție. Unii horesc numai cu glasul. Fără la mine, să fie implicați emoțional. Nu e implicată inima. Ei cântă. Și cântă bine. Dar nu transmit. Sau mai e cuvântul care, iată, nu e atât de... Nu profund. Transmit. Adică asta depinde de fiecare. Aceea nu trebuie să-i judec eu. Eu aș da de la mine. Dar asta nu se dă. Asta nu se poate da. Zice mama câteodată, bă, Grigore, oamenii ăștia, știi, sunt oameni răi, dacă ar vrea, ți-ar lua glasul. Dar glasul nu se poate lua, o zis mama. Mama cu care ați cântat împreună? Am cântat o singură dată, m-am trezit cu ea când începea cânta. Pentru că mama, când m-a făcut pe mine, mi-a dat glasul ei la mine. Și dacă mama îmi dă glasul, ea nu mai cântă. Ce ați cântat cu mama atunci? Cu mama am cântat Nu-i lumine nicării, când a venit mama lângă mine. M-am trezit, eram cu Weinberger într-un concert și o cântam acolo Nu-i lumine nicării și la un moment dat nu m-am văzut și pe mama că horește. Pentru prima dată. Dar mi-a horit și acum. Și mama este acum la 87 de ani. Așa. Și atunci îmi vin în gând poveștile astea. Până la 3 ani de zile am gungurit pe lângă mama. Că dorința lui tata a fost să o iei pe mama de nevastă și să facă un copil să orească cum orește Năstăsie, adică mama. Și la el asta i s-a împlinit. Și când m-a auzit, mama a zis: Ion, doar Grigore a horit. Și tata a fost bucuros, adică extraordinar. Și am gungurit pe lângă casă. Și a fost mare bucurie. După ce am gungurit în sat, am cântat pe hat și opreau oamenii pe mama. Și zice: Năstăsia, te ui copilul. Am eu. Zice: horește mândru. Adică frumos. Păi, am auzit că tot satul zice că eu știu hori, m-am dus pe sate. Băiuți, suci, groși, rogos, libotin,
Copșeni, Lăpușul Românesc, Rohia, Răzoare, Inău, peste tot. Și toți oamenii, eu zic, nu știu dacă am văzut că toți oamenii păsați, eu zic, m-am dus în toată țara, am horit peste tot. Și am auzit că toți au zis că știu hori și horesc. Și atunci am zis, mă, mă duc în lume să horesc. Da. Dar pentru toate acestea, mi-au trebuit 65 de ani. De experiențe? De cântat și să văd. Deci, experiențe sau să mă văd cum horesc. Am văzut la Bloomington, Indiana, Napolis. Cred că bine am pronunțat. Indiana, da. Da. În America, la Bloomington. Așa. Și am mai fost la festivalul Sărbătoarea Muzicii la Berlin. În ambele locuri au fost cei mai puternici cântăreți din lume. Alții nu sunt. De exemplu, la Berlin au cântat cei din Republica Tuva, care cântă armonic, adică cântă pe voce, cântă armonic, cântă, scot mai, emit mai mult sunete deodată. Și erau în catedrală și erau ovaționați. Și urmam eu să cânt seara următoare singur. Am făcut probe din astea. Și am zis eu, bă, dacă eu nu sunt primit cum au fost ăștia primiți, nu mai are rost să cânt. Pentru anvergura asta. Și când am văzut că, cum am fost primit și asta, am zis, mă, trebuie să cânt. La Bloomington, la fel, unde este cel mai puternic conservator din Statele Unite ale Americii. Cântărez, Luke Elamo, din China. De peste tot a fost, din Arabia. S-au auzit cum cântă aia. Dom'le, și mi-am găsit locul. Și am zis, trebuie să cânt. În ziua de astăzi, trebuie să poți depăși performanțele. Dacă nu poți depăși performanțele, trebuie să te reprofilezi. Nu să repeți. Adică trebuie să-ți afli tu sensul. Să știi ce poți tu pe lumea asta. Nu poți trăi așa din imitație. Hai să cânt, am auzit melodia asta, că place. Nu tot ce place este adevărat. Nu tot ce place este adevărat. Aș recomanda autorităților să se îngrijească mai mult de aceste valori ale noastre. Și când plecăm în afară, să plecăm cu astfel de valori. Domnule, eu nu pot să... Aici am vin în gând câteva nume. Mihai Jora, Enescu. Păi, dacă intri în poveștile astea, să vezi... Păi eu sunt copil mic până ce-o pățit oamenii ăștia. Am avut un interviu în festivalul Enescu despre muzica lui Enescu. A recalibrat muzica tradițională românească. A fost simfonismul, s-a dus, a făcut școală de compoziție. Așa, adică a dezvoltat problemele astea, dar numai în rapsodie. El excelează extraordinar prin Oedip. Dar oare știu toți, au știut toți acolo? Când a plecat el de aici și Jora s-a luptat să rămână președintele Uniunii Compozitorilor în continuare 3 ani de zile? Iar Jora, pe un simplu fapt că a fost căsătorit cu sora lui Gafencu, a făcut pușcărie. Și noi acum mergem și cântăm în sala Jora. Ateneul de la Bacău se numește Mihai Jora. Iar când o inaugurat sala Jora, oamenii care trebuia să meargă să-l susțină acolo, nu s-au dus. Ăștia suntem noi pe lume. Și câte sunt povești din astea? Deci am pomenit și oameni extraordinari. Să nu mai vorbesc de Breazul. Și atâtea și atâtea. Pentru că au fost oameni, cum am spus, ascunși. Au fost defăimați mulți. Eu nu trebuie să judec oamenii. Nu. Eu trebuie să fac ce cred eu că trebuie să fac. Și ce este bine. Să mă
smeresc, se las din orgolii și îmi văd de drumul meu. Îmi doresc să încheiem această ediție a emisiunii într-o tonalitate, să zic, majoră, într-o tonalitate mai optimistă și să vă întreb ce ați simțit în pandemie atunci când v-ați trezit cu ambulanța la ușă? Păi, domnule, oamenii atât au înțeles. Eu eram fericit pentru că am terminat cartea și eu am înțeles că eu am comoție cerebrală. Și au sunat salvarea și a venit salvarea după mine, dar numai când salvarea erau admiratori de-ai mei. Și era o negresă, n-am să uit. Și când m-a văzut, a zis, domnule ședeanu, te-am chemat aici că dumneavoastră. De când vreau eu să vă cunosc personal? Păi zice, cum, domnul Leșe? Zicea că dumneavoastră sunteți foarte... Păi zic, nu, cum sunt? Zic, uitați de ce v-au chemat. Și am pus simfonia a cincea de Beethoven și am spus textul. Zic, pentru asta sunt fericit. Am fost fericit și eu am vrut să împart fericirea și am dat telefoane la 3 noaptea peste tot. La 25 de oameni din țară. Am fost fericit, e adevărat. Și i-ați invitat acasă. I-am invitat. Unii au sosit cu întârziere, dar au sosit. A doua zi. Da. Salvarea. M-am pus în salvare, m-am îmbrăcat, m-am pus în salvare și am zis, dacă ați venit după mine, acum mă duceți la spital. Ați cântat la fluier în salvare? Am cântat la fluier, de-o răsunat salvarea. A răsunat salvarea și au fost fericiți. M-am dus la spital, m-am pus acolo în hol, așa, și am zis așa. Și aia m-a întrebat, domnule, și dumneavoastră, ce faceți? Răspunsul meu a fost următorul. Am venit să vă văd. Nu știu cât am înțeles din toată povestea asta. Cine a înțeles ce trebuia să înțeleagă? Dar toată viața am făcut asta. Ați surprins într-un mod unic. Am analizat oamenii. Viața mea o pot asemui cu a lui Bukowski. Un scriitor care a scris despre nepăsarea de sine. Și care a fost cel mai vândut scriitor. Oare Leșe n-a fost un Bukowski al Țării Lăpușului? Oare chiar așa să fi fost Leșe până în capă, până în bunchere? S-au vrut să vadă ceva. Pe acum le-am adus cărțile. I-am văzut. Și acum iar întorci-o cumva, dar n-au cum să întorcă. Adică asta e. Asta este. În ce să ne mai punem astăzi nădejdea? În ce? Eu, de exemplu, îmi pun nădejdea că cum poresc eu. Eu în ce să-mi pun? Nu mă interesează nimic absolut, numai să pohori. Eu când horesc, sunt fericit. Nu mai trebuie nimic. Că este o vorbă, zice, când ești flămând, horești mai bine. Este și vorba asta. Sau când ești mai trist. Da. Te stâmperi, cum am spus. Dar vis-a-vis locuri... de acest echilibru la nivel cultural sau de culturalizare, de educație... Știi cum, domnule? Eu nu pot să-mi dau păreri despre lumea asta definitive. Că ce s-a întâmplat cu lumea asta? Că lumea asta, știi cum? Lumea asta e cum o vezi. La nimeni să nu te încrezi. Asta e. Deci fiecare... Lumea mea e lume legată, cum am spus. Cu lanțuri și cu lăcate. Eu trebuie să dezleg lumea. Din nodul acela, cum am spus, din ghemul. Așa, cu ață. Eu trebuie să descoți, trebuie să desfac ghemul. Așa și cu orea, trebuie să o desfaci, să o deznozi. Păi dacă o poți deznoda, o deznozi, dacă nu, nu. Trebuie să fii vrednic. Și tot timpul să-L ai pe Dumnezeu. Să ai colaborarea aceasta prin hori. Eu asta fac. Orez, îl duc fluier aici,
uip în geantă. Uite, câteodată în geanta asta sunt mai grele, geanta e mai grea cu tot felul de lucruri așa, că nu sunt importante. Important e fluierul. Uite, așa este un fluier. Deci două fluiere. Unul este din Chișinău. Așa, ăsta e un fluier din Chișinău, dar e fluier de fluier. Sună. Trebuie să fim preciși. Mi-am cântat, nu trebuie să fim la secundă. Trebuie să știe și pe lângă. Mi-a atunci îmi place. Aștia când cântă, melodia mele închid ochii. Adică închid ochii și mă imită. Dar închis ochii. Dom'le, închis ochilor vine de la inimă, dom'le. E închid ochii așa, fără să simtă nimic. Adică nu mai văd. Închid ochii așa, dar n-am nicio sens. Eu-i văd. Păi, omule Dumnezeu, dar asta nu se poate, mă. Asta trebuie să fii tu. În momentul în care îi vedeți... Deci pot închide ochii, să zicem, pătrăirea mea. Stai mă că nu mi-a ieșit. Stai să mai fac o dată. Stai mă să o fac de 100 de ori. Cum iese? Bă, nu a ieșit. Nu încă o dată. Și te repet așa, până nu iese nimic. Dar cu cât e mai imperfectă muzică, cu cât e mai adevărată. Pentru numele lui Dumnezeu. Există om pe lumea asta care cântă formidabil și să nu cânte fals? Nu există. Nu există. Pentru că muzica, de exemplu, dau un exemplu aici. Michael Jackson a făcut 100 de înregistrări. Și producătorul a luat-o pe cea care a fost mai imprecisă. Pentru că era adevărată. Câți oameni vin la emisiune, vin la emisiune, dar nu cântă ei, ce pune banda. Păi banda e bandă, domne, stați un pic. Una că e banda pusă... Păi eu și eu putem face așa, domne, nu, eu vin la asta, dar știi ce? Eu vorbesc un minut și dați-o aia cu Bucovina. Știi, să-i ducem așa într-o eroare, să ne budim toată România. Iar mai vorbesc ceva frumos. Da, sunteți extraordinari. Formii, dacă n-ați fi voi, eu nu știu ce m-aș face pe lumea asta. Mă admirați, formii. Trebuie să fim cu sufletul spre țară. Trebuie să fim patrioți. Trebuie să fim naționaliști. Trebuie să cu tare și să mai pușc una patriotică. Și să mint așa, să râd în fața lor, dar de fapt eu să fiu altul. Tehnica asta din ziua de astăzi dezavantajează vocile bune. Și pun în avantaj vocile slabe. Se duc în studio, lucrez de 100 de ori. Leagă, mă, mai zi o dată asta. Vezi că ai fost așa, hai să suprapunem. Și faptul, păi așa eu mă joc de-a. Încă n-am făcut-o asta. Hai să, uite, hai să, uite, cred că asta ar fi versul. Cântecul ăsta nu l-am prea cântat, nu știu. Negru-i, Doamne, îi pământul. Negru, Doamne, îi pământul, da, mai negru, îi urâtul, da, mai negru, îi urât. Din om ce face neomul, din om ce face neomul, ai durni și nu-ți somn, ai durni și nu-ți somn. Atât, atât, tăhore.